Să nu renunți. Asta este ceea ce îl face pe un sportiv să devină campion. Cel ce nu renunță. Mai ai o înfrângere și încă o înfrângere și încă o înfrângere. Crești din înfrângere. Nu doar din victorie. Din înfrângere crești cel mai mult. De ce? Pentru că atunci când ai continuat, ești cu adevărat învingător. Cu adevărat ăla e momentul în care tu ajungi să îți îndeplinești obiectivul și menirea de a fi un mare campion. Tot ce ține de emoții, de corp, de forță, de explozie, de absolut tot, le puneți la testare, în fiecare zi. Să te trezești de vreme, să deja muncă, să deja ești frustrat, supărat, ai tot felul de stări, de emoții, de necazuri. Unii aveți situații financiare mai precare, dar asta nu vă împiedică să vă ținți. Pentru că ăsta este obiectivul vostru. Să deveniți mari. Devii un mare campion, ți-ai schimba viața. În toate punctele de vedere. De asta suntem de pe aici. Bun. Acum!